Vă salut, prieten! Bine ați revenit la un nou video de pe canalul Tutorialele lui D. Eu sunt Damian și în videoclipul de astăzi o să vă prezint cum puteți să vă updatați driverele pentru o performanță mai bună în Windows. Hai să începem! Mai exact, în acest video o să facem un update automat al driverilor de care noi avem nevoie. Haideți acum să vă prezint programul. O să folosim un program gratuit cu ajutorul căruia noi vom putea să instalăm automat toate driverele de care avem nevoie. Programul se numește Driver Hub. O să vă las în descriere un link de pe care o să puteți descărca programul. Noi o să apăsăm butonul descarcă. Așteptăm până când putem da click pe descărcare. După cum vedeți, așteptăm până când se va instala. O să dau acum click pentru a face pașii de instalare. Voi selecta limba engleză, trec mai departe. Dau click pe Next, Next. Voi debifa căsuța deoarece nu vreau să mi se instaleze Opera. Nu vreau să instalez nici acest antivirus. Dau click pe Next. Acum așteptăm până când programul va fi instalat. Este un program bun, gratuit, nu veți avea probleme. În trecut am mai avut probleme cu programe care în mod normal ar fi trebuit să fie gratuite, dar în momentul în care voiam să instalez driverele, mi se cerea o anumită sumă de bani. O să las căsuța bifată și dau click pe Finish. Mi se mulțumește că am instalat programul. După cum observați, programul meu s-a deschis. Avem aici câteva opțiuni. În primul rând, o să dăm click pe Find Now pentru a vedea driverele care nu au mai fost actualizate de ceva timp sau driverele care ne lipsesc din sistem. Dăm click pe Find Now și așteptăm până când ne vor fi găsite driverele. Aici sunt câteva informații despre calculatorul meu. Avem aici 9 drivere care pot fi instalate sau actualizate. În cazul nostru va trebui să fie actualizate. Va trebui să dau click pe butonul Install în cazul în care doresc să le instalez pe toate sau în cazul în care doresc să instalez numai anumite drivere din această listă, dau click pe Advanced Mode și selectez doar acele drivere. Eu o să las deocamdată doar un singur driver bifat. Dau click pe butonul Install, aștept până când mi se face un restore point. În cazul în care nu îmi place ce face driverul care îmi va fi instalat, o să mă duc la recovery și o să revin la versiunea anterioară a driverului. După cum vedeți, acesta este un driver foarte mare, va dura mult până când se va instala. Eu o să dau cancel. În momentul în care driverul respectiv s-a instalat, dumneavoastră o să vi se ceară un restart al sistemului. Este foarte bine să vă restartați calculatorul după ce instalați un driver ca să nu existe anumite probleme. După ce v-ați deschis calculatorul, totul ar trebui să fie mult mai ok decât înainte. V-am spus, dacă observați anumite probleme, deși eu nu cred că se va întâmpla acest lucru, vă duceți la recovery. Aici va fi driverul pe care l-ați actualizat cu ajutorul acestui program. Și dați restore pentru a reveni la versiunea pe care ați avut-o înainte de instalarea programului și implicit actualizarea respectivului driver. Cam acesta a fost videoclipul, un video destul de scurt, un program bun, nu necesită foarte multă muncă sau foarte multă atenție. Eu am fost Damian, vă mulțumesc pentru atenția acordată, iar până data viitoare, la revedere!